Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi vreau să vă vorbesc despre echinocțiul de primăvară, care se sărbătorește pe 20 martie 2024. E acel moment când ziua e egal cu noaptea. Planeta noastră primește mai multă lumină și căldură, iar natura se trezește la viață. Asta îi face pe copii mai fericiți, că pot să se joace mai mult timp. Eu sunt Maria și vă urez o primăvară frumoasă, mai bine pe curând!